Azi avem la test un... Ce avem colegul aici, în valiza asta frumoasă? Nu știu, vedem. Da? Un Earth Tester Clamp. Deci un tester de măsurarea pământării în buclă. De la Mestec. Hai colegul, arată. Ok. Care vine împreună cu instrucțiuni, un calibrator, o să facem și un test imediat, bineînțeles o carte, vă recomand să citiți cartea. Deci MS2301, produsul e oferit de bitme.ro pentru test, o să aveți link în descriere. Ok. Hai să scoatem și aparatul. Cam așa arată. Deci dacă aveți de măsurat impedanța prizei de pământ, rezistența prizei de pământ în buclă, vă luați un Mestec MS2301. O să și testăm imediat ce o să-i punem bateriile. Revenim după ce punem bateriile. Hai că am pus și bateria. Hai să-l și pornim. Se vede colegul? Nu. Acum nu. Se vede. On-off. Are în principiu două moduri. Măsurarea rezistenței prizei de pământ în buclă. Apropo, poate măsura și într-o singură buclă, și în două bucle, și în trei bucle. Sau multibucle. O să vă arăt imediat. Stați un pic să vă arăt eu câteva desene. Deci... Asta e modul two point method, în două puncte, sau three point method. Citiți voi carticica. Deci metoda simplă, știți, se pune pe platbanda sau pe conductorul de împământare și citiți valoarea. Deci are două moduri. Rezistența împământării, da? Împreună cu, ca să zic așa, curentul diferențial scurs prin acel conductor sau platbandă. Bun, deci pornit, mod cu curent diferențial, acum este setat împreună cu curent diferențial sau fără curent de diferențial, alarma poate fi activată sau dezactivată, ea are o alarmă la interior, în anumite situații citiți cartea, poate memora măsurătorile și aici puteți seta o anumită valoare de referință la care lucrează aparatul. Bun, hai să facem și un test, așa ca să zic în laborator, are o bandă de calibrare. O buclă de calibrare. Hai să încercăm pe asta de un om. Un om. Se vede? Uh-huh. Ok. Hai să încercăm și pe cea de 10 ohmi. Vedeți? 10 ohmi. Este strict pentru calibrare. Da. Utilizată. 10 ohmi. Deci dacă vi se pare câteodată că aparatul nu afișează ce trebuie sau vreți să-l verificați, să vedeți dacă mai este în parametri, puneți bucla de verificare, uitați, arată perfect 10 ohmi. Și vedeți exact dacă aparatul are o problemă sau vă măsoară corect. Bun. Nu știu dacă mai e ceva de spus. E destul de greuț aparatul, să aveți grijă cu el. E îndemânatic, dar având bobinele aici de măsurare, este un pic mai greuț. Dar se poate ține destul de bine în mână. Așa. E destul de îndemânatic, dar e greu să să aveți grijă un pic cu el, să țineți bine mână, deoarece este un pic mai greoi. Bun. Ce mai fi de spus? Funcționează cu 4 baterii. AA, cred, dacă mi-aduc bine aminte. Sunt dublu A. Dublu A, așa, foarte bine. Și eu zic, hai să mergem să-l testăm și pe teren, ca să zic așa. Hai să facem și un test pe teren. Colegul, va trebui să filmezi tu din partea din lateral. Platbanda care o am eu aici este un pic mai ciudățică. Ia uitați ce zice. 3,7 ohm și un curent de scurgere de 54 de amperi. 0,45 amperi. 0,43, 0,39, variază, vedeți? Scuzați-ne, colegul nu și-a pus ochelarii. Da, nu contează. Deci 4 ohm și 0,42 amperi. Hai să mai facem o măsurătoare.
curent de scurgere 0,1. Marfă. Dar că nu s-a închis. Deci apropo, vă avertizează că nu închideți bine zi cleștii. Da, așa, trebuie să mai pun o dată. Cred că asta nu e bună. Împământarea asta. Pare că asta pare că asta nu e bună. Deci întotdeauna când nu închideți bine cleștii, vă arată un semn aici. Da, cam asta e testul la clametul acesta de la Mestec MS2301. Dacă vă place, găsiți linkul mai jos. Hai, ne vedem când ne întâlnim, baftă!